할머니 들렸어. 아, 이거네. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare și nefără de moarte, miliește pe noi prea sfântă trăime, miliește Doamne, preță și păgane, stăpâni, iată fără de legii noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputința tuturor sfântului Tău, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acuși părerea și în veci vecior, amin. Tatăl nostru care ești în cerul sfințească și numele Tău, vie împărăția Ta, facă și voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele de noastră și ne iată nouă greșelile noastre, precum și noi în greșelile noastre. Și nu ne aduce pe noi nici pită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la rugăciunea Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la rugăciunea Hristos Împărat și Dumnezeul nostru. Bine voi cuvânta pe Domnul toată vremea, purea lauda Lui în gura mea, Domnul se va lăuda, sufletul meu să audă cei blânzi să se veselească, slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună, căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necauzele mele în gura mea, Domnul se va lăuda, sufletul meu să audă cei blânzi să se veselească, slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună, căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necauzele mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fetele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul a auzit pe el și din toate necazurile Lui l-a izbăvit. Trezui-vă Îngerul Domnului pe prejurul celor ce se tem de El și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, e fericit bărbatul care nădăjduiește într-un Domnul. Temeți-vă de Domnul tot Sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogații au sărăcit și au frămâzit iar cei ce laudă pe Domnul. Nu se vor lipsi de tot bine. Veniți, fiilor, ascultați cu bine frica Domnului, vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viață, care oprește să vadă zile bune, oprește limba de la rău și buze tale să nu grăiască vicleșug, ferește-te de rău și pe bine, caută pace și urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei zeci și urechile spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă pe pământ pomenirea lor. Ligat-o dreptul și Domnul i-a auzit și de cazul i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei uniți la inimă, pe cei zgâniți cu Duhul îi va mântui. Multe să ne cază dreptul din toate acelea îi va izbăvi pe Domnul. Domnul păzește pe toată oamenii lor, niciun de trebuie se va grăbi. Moartea păsătorului este cumplită, iar cei ce urăsc pe cel drept se vor greși. Mântui va Domnul sufletele rodul săi și nu vor greși toți cei ce ne răjuiesc într-un Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purerea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica noastră și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru n-ar preasfințitul Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii tărinoase, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru oastele iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru satul acesta și țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință vetuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna topnirea văzuhului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pasnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să trimită asupra ei legilor acestora Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le deschide lor mințile și cugetele, să le lumineze inimile. Nu uitați că pe lângă școală trebuie să știți și calea bisericii. Așa că vă aștept pe toți și la biserică.
și vă urez din nou un an școlar cu multe realizări, să dea Domnul să fim sănătoși cu toții, atât părinții, elevii, cadrele didactice, autoritățile locale, împreună să reușim să facem lucruri frumoase și să fim lăudați nu doar pe plan local, ci chiar și pe județ și, de ce nu, chiar și pe plan național. Sunt alături astăzi de boboceii noștri, cei de la clasa pregătitoare, cei 19 elevi care pășesc cu mari emoții la școală. Haideți să-i aplaudăm, dați-vă puțin mai mult. Vă urăm bine ați venit în noul an școlar. Bine ați venit la școală. Să fiți sănătoși și să știți că, dacă dă Domnul, 5 ani de zile veți avea ca învățător pe domnișoara Bujor Dana, căruia îi urăm succes în noul an școlar. Și să rămână urate foarte bine, este fica satului, și să dea Domnul să rămână prin leagurile noastre cât mai mult. De asemenea, la clasa 1, urăm succes învățăceilor și doamnei învățătoare Bujor Cătălina, care în următorii 4 ani o să-i conducă studiile. La clasa a doua, învățătorul e o surpriză, ca de fiecare dată din 3 ani încoace. Presupun că doamna învățătoare va fi Lazar Liliana. Urăm succes! Clasa a treia. Vă urez un început de an nou. Veți avea un domn învățător tânăr, nou. Este vorba de domnul Teodoru Mihai. Clasa a patra. Continuăm cu domnii învățători tineri. Îi urăm mult succes, doamne învățătoare, copiilor de asemenea. Clasa a doua și clasa a patra vă așteaptă un an mai deosebit, în sensul că veți avea evaluare națională. Nu ne speriem, dar să știți că avem puțin mai mult de învățat decât o facem de obicei. Trecem la clasa a cincea. Mă uit așa cu drag spre acești copii din clasa a 5-a, li văd emoțiile de aici și le-am văzut de la Trifești. Erau ale voastre, nu? Sunt sigură că încă mai plângeți după doamna învățătoare, dar doamna nu pleacă nicăieri și mi-am dat toată silința să aveți o mamă în continuare la școală. Este vorba de doamna dirigintă botezată Adriana. La fel de talentată ca doamna voastră și să fiți cu toată revista acesta, doamna învățătoare. Vă urăm succes! La clasa a 6-a rămâne în continuare diriginte doamna profesor de limba română Arhip Daniela. Vă urăm succes atât doamnei cât și copiilor, clasa a 6-a având și ei evaluare națională. Spor la învățătură, copii! Vreau cu această ocazie să o felicit pe doamna profesor de limba română, care a obținut niște rezultate deosebite la evaluarea națională la clasa 8-a și în fiecare an doamna ne face surprize și are tot timpul copii care participă la olimpiadă și sunt și premianți, nu doar că participă. Felicitări, doamna profesoară, mult succes! Clasa 7-a. Nu prea văd fetele, dar probabil sunt pe acolo. Da. Mă gândesc că mai văd eu și așa pantaloni în loc de uniforme la fete, dar dispar în zilele următoare. Vă urez succes în nou an școlar. De asemenea, domnului diriginte, pe care îl cunoașteți foarte bine, este vorba de domnul profesor de limba franceză, Prodan Alexandru. Mult succes! Clasa 8-a. Căruia le dorim multă putere de muncă. Pentru că anul acesta îi așteaptă evaluarea națională, un examen dificil. Vă urez succes! Doamna o
Se călăuzească pașii, doamna dirigintă, profesor de biologie la noi la școală, Flori Valeria Turcuman. Mă adresez acum părinților, cărora le mulțumesc pentru prezența astăzi la școală. Sunt foarte mulțumită, sunteți un număr destul de mare, se putea și mai bine. Vă urez multă sănătate, putere de muncă, să aveți parte de bucurii din partea copiilor. Și să știți că atunci când ne-i trimiteți la școală, sunt pe mâini bune, că avem cadre tinere, serioase, care dau dovadă de profesionalism, de curaj, că rămân cadre didactice, pentru că să știți că din ce în ce mai mulți cadrele didactice fug din sistem, pentru că salariile noastre sunt așa cum sunt, să nu credeți că ducem, avem niște salarii foarte mari și motivante, dar probabil că guvernanții o să aibă grijă și din noi și să rămânem. Ce să vă spun? Să aveți grijă de ei și să știți că noi avem doar o parte din timpul lor. Restul, educația o să o mai faceți și acasă. Avem o colaborare foarte bună, atâta timp cât colaborarea între școală, părinte, autoritate locală și copii funcționează, copiii dumneavoastră au de învățat doar lucruri bune și să ajungă oameni în viață. De asemenea, mă adresez cadrelor didactice, colegilor mei, cărora le doresc multă putere de muncă, să fie sănătoși, chiar tu îmi poți să le spun, nu cumva să se îmbolnăvească, că avem nevoie de ei. Au tot respectul meu și tot suportul, atât cât pot să-l dau. Vă urez succes în nouul an școlar și vă aștept dacă alături de noi este și domnul viceprimar Ciornei Radu, pe care îl rugăm să exprime și dumnealui câteva gânduri de început de an. Bună ziua, dragi copii, dragi părinți, stimați elevi, bine ați venit, bine ați revenit la școală în această frumoasă zi de mijloc de septembrie. Cred că sunteți încă cu nostalgia zilelor de vacanță, dar treptat sper să vă regăsiți, să vă adunați, să începeți cu drag, să învățați, să descoperiți tainele învățăturii. Sper să fiți, te doresc să fiți ascultători, să ascultați de părinți, de cadrele didactice, să nu uităm că aici în sat s-au născut și au crescut personalități importante ale vieții culturale din România, familia Negruții. Sper să fie să se ridice din rândul dumneavoastră continuatori, măcar după 200 de ani, să ridice cineva la nivelul celor predecesorilor dumneavoastră. Un an școlar cu rezultate bune, la sfârșit când tragem linia, să vedem că sunt, dacă puteți să fiți toți premianți, la cei de clasa 8-a, mult succes la învățătură și la examenele care îi așteaptă. Fac și eu ca doamna directoare să fie promovabilitatea de 100% și la examenul de capacitate tot la fel cu 100%. Mult succes vă doresc! Mulțumim! În an nou școlar